Sfera Franchise Group, mai cunoscut nouă ca operator al brandurilor KFC, Pizza Hut, Taco Bell în România, în Republica Moldova, în Italia, o companie care a avut destul de mult de suferit de pe urma pandemiei, pentru că activitatea în restaurantele pe care le deține nu s-a putut desfășura așa cum trebuie. După cum știți, au fost în mare parte din acest an închise, sunt în continuare închise. Se poate comanda fie prin delivery, fie la pachet, to go. Ca atare vedem o cifră de afaceri la 9 luni semnificativ mai mică decât cea din anul anterior, cu aproape 200 de milioane, respectiv 27,63%, mai puțin, în timp ce profitul net de anul trecut de 32 de milioane aproape s-a transformat într-o pierdere de aproape 11 milioane. Datoriile, din fericire, nu au crescut cele pe termen scurt foarte mult, deci compania nu a fost nevoită în această perioadă să acceseze linii de credit sau finanțare de vreun fel pentru a trece peste perioada complicată. În timp ce gradul de îndatorare se menține în mod tradițional la un nivel ridicat, știm, poate cei care au analizat dintre voi Sfera Grup sau au dețin acțiuni la ei, știu că Sfera în mod obișnuit are un grad mare de îndatorare, se datorează și faptului că ei au avut o politică de dezvoltare, de creștere a numărului de restaurante, însă nici pe departe nu a fost atât de agresivă pe cât am fi imaginat noi inițial atunci când am anunțat-o. Lichiditatea curentă și aia nu este deloc grozavă, este sub 1,067, ușor s-a îmbunătățit la 9 luni față de primul semestru. Despre dividende nu vom putea vorbi cel mai sigur în acest an. Dacă situația continuă la fel, probabil Sfera va continua să raporteze pierderi și la 2020. Avem aici numărul de restaurante al Sfera, felul în care a evoluat în ultimul an. Aveți în prima parte, în partea din stânga, aveți numărul total de restaurante pe România, Moldova și Italia. Și în partea cealaltă, numărul de restaurante active în ultimele luni. Și vedeți că din iunie, când am ieșit din lockdown, numărul acestora a crescut atât în România, cât și în Moldova și în Italia. În Moldova putem spune că s-a dublat de la un restaurant la două. Nu este grozav, dar totuși este un restaurant în plus pentru Republica Moldova. Rămân un pic la Sfera Franchise Group și am o observație aici față de semestrul 1. Nu au mai publicat veniturile per brand și nici prognozele de vânzări pentru perioada următoare, ceea ce în raportările din S1 s-a întâmplat. Eu personal am considerat interesant și relevant. Din păcate, la 9 luni nu avem aceste raportări.